Germanii au venit în România cu prima șansă, cu 2 egaluri înregistrate după ce în primele 3 jocuri învinsese. Meciul a fost unul echilibrat, România a deschis scorul prin bumba în minutul 23. La scurt timp, Germania au egalat după un 11 metri la care jucătorii noștri au protestat vehement. De altfel, brigada de arbitri din Austria, nu tocmai inspirat aleasă, a mai nedreptățit de-a lungul partidei echipa noastră. Meciul s-a reluat de la 1-1, dar repriza a doua a început prost pentru România. Rudiger, titular la Stuttgart, a marcat cu capul în minutul 54, iar în minutul 66, Mali a irosit desprinderea cu un șut în unghi. Rapidistul Martin i-a pasat apoi lui Romario Benzar și acesta a marcat frumos de la 18 metri. Trebuie să recunosc că astăzi am întâlnit o echipă foarte valoroasă. Nu i-am văzut numai în înregistrările video și de acolo mi-am dat seama că sunt o echipă foarte bună. Astăzi i-am văzut pe viu și pot să spun că au jucători de mare valoare. Dar în afară de asta și cu atât mai mult țin să remarc și să felicit jucătorii mei. Au pierdut 2 puncte foarte importante în această seară. Sie haben zwei wichtige Punkte heute Abend verloren. Das ist korrekt. Da, e corect. Ce s-a întâmplat? Was ist los? Warum da? Was ist los? Wenn man die Vielzahl der Torchancen gerade in der zweiten Halbzeit so liegen lässt, dann darf man sich nicht wundern, dass man nachher nur mit einem Punkt dasteht. În a doua repriză pierzi atât de multe șanse, asta se întâmplă. Dann darf man sich am Ende nicht wundern, eben nur mit einem Punkt nach Hause zu fahren. Atunci nu trebuie să ne mirăm de ceea ce s-a întâmplat. Nu pot să spun că suntem mulțumiți. Am ratat și în ultimul minut o ocazie imensă. Cred că dacă am fi câștigat, ar fi fost un rezultat care îl meritam. A fost un meci foarte greu, suntem foarte fericiți pentru rezultat. Eu cred că puteam mai mult. Astăzi arbitrul ne-a și dezavantajat de 2 ori. Asta este fotbalul. Atât am putut astăzi, din păcate. Dacă câștigam, intram în cursa pentru calificare. Dar deocamdată, din cât am văzut rezultatele de la celelalte meciuri, suntem încă în cursă și este un lucru bun. Ja, es geht. Natürlich hätten wir gerne gewonnen, aber ja, merge. Ne-am fi dorit să câștigăm, dar asta e situația. Ja, Rumänien hat heute gut gespielt und wir haben die Tore nicht geschossen. Wir hatten 2-1 geführt und haben Tor nicht gemacht zum 3-1 und dann hat Rumänien ein schönes Tor zum 2-2 gemacht. România a jucat foarte bine. Noi am avut 2-1 și am fi putut face 3-1, dar România a înscris. Se simt deja calificat? Was meinen Sie? Sind Sie schon qualifiziert? Ne, wir sind noch nicht qualifiziert. Wir müssen noch ein Spiel, glaube ich, gewinnen. Damit wir qualifiziert sind. Cred că nu suntem calificați. Cred că mai trebuie să mai câștigăm încă un joc. A fost un jucător pe care l-a destinat. War es ein Spieler, der Ihnen sehr gut gefallen hat? Ja, nicht wirklich. Also wir haben unentschieden gespielt, hätten wir gewonnen, wäre es ein schönes Spiel gewesen. Da, noi am jucat, am fi putut câștiga, dar nu m-a impresionat nimeni în mod deosebit.